folosi această ocazie pe care ne-a oferit-o Asociația București și Asociația Alburnu Smile pentru a discuta subțint care sunt aturile Roșiei Montane atunci când vorbim despre acest loc, acest sit, ca un posibil sit de patrimoniu mondial. Dar pentru a ajunge la discuția despre Roșia Montană, care ne interesează în mod evident, o să facem un scurt excurs, aruncând o privire asupra, pe de o parte, ideii de înscriere a Roșiei Montane în lista patrimoniului mondial, a istoricului acestei solicitări și, pe de altă parte, o să ne uităm în câteva dintre aspectele tehnice care coordonează această listă a patrimoniului mondial. Să vedem ce înseamnă și care sunt cerințele pentru ca un bun istoric, în cazul nostru, să poată fi inclus în lista patrimoniului mondial și o să exemplificăm prin câteva situri din această listă. După care, în partea a doua, vom discuta despre Roșia Montană. Mai precis, colegul meu va prezenta situl Roșia Montană. Cum am spus, întâi, de când această idee și de unde a apărut ideea de a înscrie Roșia Montană în lista patrimoniului mondial? Nu e o idee nouă, după cum vedeți, ICOMOS, Comitetul Internațional al Monumentelor și Siturilor, care este o organizație profesională, cea mai mare de genul acesta din lume, care reunește mai mult de 9500 de specialiști în domeniul protejării patrimoniului cultural și natural din aproape întreaga lume. Deci această organizație, care are un rol consultativ pe lângă UNESCO, exact în problema listei patrimoniului mondial, s-a pronunțat în privința valorilor situlului Roșia Montană și a necesității de a se întreprinde acțiuni de protejare a acestor valori și de evaluarea lor în vederea înscrierii în patrimoniul mondial, încă din 2003, vedeți aici, de atunci datează prima rezoluție a ICOMOS, a adunării generale extraordinare a ICOMOS, referitoare la situl Roșia Montană. De atunci, nu a existat nicio adunare generală a acestei organizații fără reiterarea acestor solicitări adresate, deci din partea unui organism internațional de mare prestigiu în domeniul patrimoniului cultural, adresate statului român. Niciuna din aceste solicitări nu a avut vreun răspuns din partea autorităților române. Dar nu este doar această organizație singura voce care s-a referit de-a lungul timpului la valorile patrimoniului de la Roșia. Nu, nici pe departe. Am ales doar o selecție de organizațiile profesionale naționale și internaționale ale arhitecților și urbaniștilor, adică Ordinul Arhitecților din România, Uniunea Arhitecților din România care ne găzduiește astăzi, Uniunea Internațională a Arhitecților, Organizația Consiliului European al Arhitecților, Registrul Urbaniștilor din România, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ionicu din București, toate aceste organizații sau instituții s-au pronunțat de-a lungul timpului, cerând în mod repetat autorităților române pornirea procedurilor de înscriere a Roșiei Montane în lista patrimoniului mondial. Asociația ARA, pe care o reprezentăm, colegul meu Virgil Apostol și cu mine, a formalizat, să spunem, aceste solicitări, le-a dus un pas mai departe, adică am realizat documentația necesară pentru înscrierea situlului Roșia Montană în lista indicativă a României pentru patrimoniul mondial. O să explic imediat și la ce se referă termenii aceștia și care sunt procedurile de înscriere. Deci, pe scurt, am realizat documentația necesară pentru întreprinderea primului pas pentru înscrierea Roșiei Montane în patrimoniul mondial. Și am depus această documentație la Ministerul Culturii, care este reprezentantul României în cadrul Convenției Patrimoniului Mondial. Acum, înainte de a face câteva precizări tehnice cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în general un sit, o proprietate, pentru a fi inclusă în lista patrimoniului mondial, înainte de asta o să fac câteva scurte referiri la
Convenția Patrimoniului Mondial, care este actul care reglementează această colecție selectă de monumente, care este lista Patrimoniului Mondial. Deci lista aceasta există în baza unei convenții adoptate de UNESCO în 1972, Convenția Patrimoniului Mondial. Această convenție este în prezent ratificată sau adoptată de 187 de state din cele 195 circa care există. Circa, sigur, pentru că există mici interpretări în privința independenței anumitor state, cum ar fi Kosovo, de exemplu. Dar nu contează numărul total, dar aproape toate statele la ora actuală din lume au adoptat sau au ratificat această Convenție a Patrimoniului Mondial. Ce prevede această convenție? În primul rând definește patrimoniul cultural și natural de valoare universală excepțională. Ăsta e termenul cheie, valoarea universală excepțională, atunci când vorbim de patrimoniul mondial. Deci este convenția cea care definește aceste valori universale excepționale în domeniul cultural și natural. Apoi, aceeași convenție stabilește responsabilitățile fiecărui stat parte la convenție pentru definirea, identificarea și definirea acelor elemente de patrimoniu de valoare universală excepțională de pe propriul său teritoriu. Deci, în cazul nostru, statul român are responsabilitatea de a identifica astfel de proprietăți susceptibile de a fi incluse în lista patrimoniului mondial. Apoi fiecare stat se angajează prin semnarea convenției să adopte politici în acest domeniu. O să trec, evident, în revistă doar toate prevederile convenției, dar poate pe parcurs vom putea detalia o parte din ele. De asemenea, convenția recunoaște datoria comunității internaționale de a conlucra în vederea punerii în aplicare a ei. Deci de a conlucra pentru identificarea și protejarea acelor valori universale excepționale. De asemenea, prin convenție se înființează un comitet al patrimoniului mondial. Este acel organism alcătuit din 21 de state membre care sunt parte din comitetul acesta prin rotație și care anual se întrunesc și evaluează cererile înaintate de statele membre și stabilesc ce anume este inclus în fiecare an suplimentar în lista patrimoniului mondial. De asemenea, fiecare stat membru al convenției se angajează să alcătuiască liste indicative sau liste tentative, să mai numesc traducând motamul din engleză. Aceste liste reprezintă niște inventare orientative ale proprietăților pe care fiecare stat consideră că le poate înainta spre evaluare pentru a fi incluse în patrimoniul mondial. Și deci este datoria fiecărui stat de a-și analiza periodic sau permanent patrimoniul propriu și de a stabili care sunt acele valori universale, excepționale, care pot fi promovate la nivel mondial. De asemenea, încă o precizare importantă referitor la prevederile convenției, ea instituie fondul patrimoniului mondial, un fond la care cotizează fiecare țară parte a convenției, deci și România cotizează anual la acest fond, care e destinat sprijinirii financiare a proprietăților, siturilor evaluate pentru a fi introduse în patrimoniul mondial sau deja introduse și aflate în dificultate. Cam astea ar fi, deci, pe scurt, atribuțiile și prevederile generale ale Convenției Patrimoniului Mondial pe care România a semnat-o în 1990. Acum, valoarea aceasta universală excepțională, am spus că e termenul cheie pentru înscrierea unei proprietăți în patrimoniul mondial, ea este evaluată pe baza unor criterii. Am introdus în această imagine doar criteriile referitoare la patrimoniul cultural. Lor li se adaugă încă patru criterii care se referă la patrimoniul natural. Dar, dat fiindcă astăzi discutăm despre Roșia Montană și aici prevalente sunt criteriile referitoare la patrimoniul cultural, le-am introdus doar pe ele. Și o să le citesc totuși pe scurt pentru că sunt importante. Ele stabilesc
existența sau non-existența acestei valori universale excepționale. Primul criteriu, ca proprietatea respectivă să reprezinte o operă de excepție a genului creator uman. Al doilea criteriu, să exemplifice importante schimburi valorice de-a lungul unei perioade de timp sau în cadrul unei arii culturale, cu referire la evoluția unor domenii ca arhitectura sau tehnologia, arta monumentală, planificarea urbană sau peisageră. Al treilea criteriu, să poarte mărturia unei civilizații unice sau cel puțin excepționale, a unei tradiții culturale care persistă sau a dispărut. Al patrulea, să exemplifice un tip excepțional de clădire, ansamblu arhitectural, tehnic sau peisagistic, care să fie semnificativ pentru o anumită etapă din istoria umanității. Al cincilea criteriu, să fie un exemplu excepțional de așezare urbană, umană tradițională, de utilizare a teritoriului sau a apelor, reprezentativ pentru o cultură sau pentru un tip de interacțiune a omului cu mediul, în special acelea vulnerabile sub impactul unor schimbări irreversibile. Sunt multe idei aici care sunt relevante în cel mai înalt nivel pentru subiectul pe care îl discutăm, Roșia Montană, și o să ajungem la discutarea lor în scurt timp. Și al șaselea criteriu, să fie direct asociat sau intrinsec legat cu evenimente sau tradiții vii, cu idei sau credințe, lucrări artistice sau literare de valoare universală excepțională. Și acest al șaselea criteriu, în general, este utilizat în asociere cu alte criterii. Deci, pe baza acestor criterii, sunt evaluate propunerile înaintate de fiecare stat pentru înscrierea în lista patrimoniului mondial. Și, evident, fiecare proprietate trebuie să îndeplinească cel puțin un criteriu pentru a fi inclusă, cu excepția punctului 6, care se recomandă să fie utilizat în asociere cu cel puțin încă un alt criteriu. Apoi, siturile de patrimoniu mondial. Să facem așa o foarte rapidă trecere în revistă. În total, în momentul de față, în lista patrimoniului mondial, sunt înscrise 936 de proprietăți. Care pot fi, le spun proprietăți, pentru că pot fi monumente, pot fi situri, pot fi ansambluri sau peisaje culturale. Astea sunt categoriile posibile. Ce vrem să ilustrăm prin cele câteva imagini pe care le-am selectat, este varietatea extraordinară a listei patrimoniului mondial, de altfel absolut normală. Atâta timp cât Convenția Patrimoniului Mondial își propune să realizeze o selecție reprezentativă și să protejeze elementele acelei selecții reprezentative pentru cultura universală. Evident că fără varietate nu avem despre ce discuta aici. Și atunci am ales să punem alături imagini ale unor proprietăți înscrise în Patrimoniul Mondial care sunt foarte diferite între ele. Marele Zid Chinezesc, o creație arhitecturală, tehnică, militară, de anvergură excepțională, sau Catedrala din Chartres, una dintre cele mai importante creații ale arhitecturii gotice. Dar contrastul dintre elemente care se găsesc în patrimoniul mondial poate fi chiar și mai surprinzător. Palatul de la Versailles, sau palatele regale din Abomey, din Benin, care datează cam din aceeași perioadă, sunt palate regale. Dar, în mod evident, nu pot fi judecate punându-le în paralel fără introducerea într-un context. Și tocmai de aia există și această listă de criterii care e destul de cuprinzătoare pentru a permite surprinderea tuturor caracteristicilor intrinsece ale obiectului analizat, dar și a tuturor relațiilor pe care obiectul respectiv le întreține cu un context fizic sau imaterial, cultural. Și așa ne putem explica prezența palatelor acestora regale din Abomey, care sunt practic niște ruine ale unui ansamblu de reședințe regale dezvoltat de-a lungul a trei secole și care marchează o anumită etapă foarte importantă din istoria Africii Occidentale în zona coastei unde se desfășura cel mai intens comerțul cu sclavi, înainte de perioada colonială. Doar punând într-un context se poate judeca o clădire din lut de tipul acesta, se poate înțelege prezența ei alături de a Palatului de la Versailles, în mod evident. Sau centrul istoric al orașului Sighișoara, alături de un peisaj cultural de data aceasta, al
teritoriului Batamariba din Togo, care este introdus în lista patrimoniului mondial pentru, pe de o parte, calitatea arhitecturală deosebită pusă în contextul local a acestor locuințe și anexe de tip turn realizate din lut și, pe de altă parte, introdus acest peisaj cultural în lista patrimoniului mondial și pentru tipul particular de relații pe care populația din această zonă foarte întinsă, de altfel, 50.000 de kilometri pătrați are această zonă care e înscrisă în patrimoniul mondial. Deci, relațiile pe care populația din această zonă le întreține cu natura, fie că e vorba de practici agricole, fie că e vorba de credințe și religie. Din nou, o alăturare de două situri care aparent au ceva în comun, chiar au, dar în același timp sunt foarte diferite. Pe de o parte, muntele Uluru din Parcul Național Uluru Catatiuta din Australia, într-o zonă, e tot, vorba tot de un peisaj cultural, de o întindere mare, tot circa 50.000 de kilometri pătrați, mi se pare că ocupă, într-o zonă administrată de populațiile aborigene și muntele acesta este înscris pe de o parte pentru caracteristicile sale naturale, prezența aceasta unei formațiuni geologice unice într-un teritoriu absolut plat, dar în același timp este introdus și pentru asocierile culturale extraordinare care există în cultura aborigenă locală. Muntele acesta e un munte sacru. Și atunci, înscrierea acestui munte în lista patrimoniului mondial s-a făcut ca proprietate de tip mixt. Nu e nici culturală, nici naturală, ci mixtă. Acoperă ambele domenii. În schimb, Delta Dunării, cu imaginea de alături, este înscrisă pentru calități naturale doar în lista patrimoniului mondial. Apropo tot de suprafață, pentru că m-am referit și la aspectul ăsta, Delta Dunării ocupă 320.000 de hectare. Proprietatea înscrisă în patrimoniul mondial. Altfel, rezervația biosferei Delta Dunării, cum e definită în legislația românească, ocupă 550.000 de hectare. Deci, varietatea se manifestă în toate aspectele, și în privința extensiei teritoriale, și în privința calităților fizice. Și o să revin asupra aspectului ăsta. Și în privința intervalului cronologic, istoric, pentru care elementele respective sunt reprezentative și cele pe care le vedem aici, evident, sunt foarte recente, situl de testări nucleare din atolul Bikini, din insulele Marshall, care a fost introdus în lista patrimoniului mondial anul trecut, reprezintă un obiectiv cu totul particular, introdus în principal pentru valorile sale asociative, pentru faptul că experimentele nucleare desfășurate de Statele Unite acolo din 1946 până în 1952, mi se pare, au stârnit un val de reacții în societatea internațională și au generat un anumit tip de reacție socială la nivel global. Și atunci această valoare asociativă a contat foarte mult, evident, și semnificația acestui sit în raport cu începutul războiului rece, pentru că a fost folosit ca, la testări nucleare exact în perioada de după al doilea război mondial și în prima parte a războiului rece. Altfel, din punct de vedere al manifestărilor fizice, vedeți în ce constă. E vorba de un atol care, pe de o parte, ca urmare a experiențelor nucleare, a suferit transformări fundamentale în ceea ce privește forma sa fizică, geologia sa, practic, s-a modificat. Evident, vegetația care între timp a început să reapară, dar mărturia fizică constă și în buncăre și în epave de vase care au fost scufundate de primele experiențe nucleare. Deci, cu totul diferit dacă comparăm cu Versailles, pe care l-am discutat mai înainte. Și alături, lagărul de concentrare și exterminare de la Auschwitz-Birkenau, care este, nu știu sigur dacă chiar singurul, dar în orice caz printre puținele situri din patrimoniul mondial înscris exclusiv pe baza atributelor asociative. Nu pe baza altor calități intrinseci, nu reprezintă o creație excepțională a geniului uman, nici a
poate a celui rău, nici a arhitecturii sau altor elemente care sunt, cum ați văzut, introduse în criteriile de evaluare. În schimb, pentru asocierea cu un anumit, o anumită formă destructivă la maxim a istoriei noastre recente, este înscris în patrimoniul mondial. Apoi, manifestările fizice, vizibile, palpabile, uneori aproape că lipsesc cu desăvârșire. Marele zid chinezesc pe care l-am văzut în imaginea de la început, sigur că arată așa cum îl știm din toate imaginile care circulă în jurul lumii, pe anumite segmente, dar în alte părți arată cum vedeți în imaginea de sus. Nu întotdeauna aparența fizică este singură, suficientă pentru a determina calitatea unui anumit obiect. Iar în imaginea de jos vedeți minele neolitice de la Spien din Belgia, care nu se văd la suprafața terenului, este un obiectiv exclusiv subteran, deci cu totul special. Nu are niciun fel de componentă supraterană care să poată fi evaluată. Și într-o ultimă pereche de imagini, cetatea dacică de la Costești și cetatea elenistică din Asos, din Turcia. Contemporane, relativ contemporane, aparțin aceleiași epoci. După cum vedeți, Asosul cu manifestări fizice mult mai consistente, conservată în mod excepțional față de Costești, care e puternic ruinată, dar nu doar aparența fizică este cea care contează în evaluarea sitului. Cetatea de la Costești a fost introdusă în seria de așezări dacice din Munții Orăștiei, așezări fortificate, tocmai pentru relația cu un anumit context cultural și istoric, și anume cu civilizația dacică. Și acum câteva imagini, rapid, am să trec prin ele, ale unor situri miniere înscrise în patrimoniu mondial. Deci până acum am urmărit doar prezentarea diversității acestei liste extraordinare, a unor obiective reprezentative la nivel mondial. Acum vom trece în revistă siturile miniere care aparțin acestei liste a patrimoniului mondial, față de care Roșia Montană prezintă, cum veți vedea, aturi semnificative uneori. Exploatările de cupru de la Falun din Suedia și de la Røros din Norvegia, care, după cum vedeți, sunt înscrise în lista patrimoniului mondial pe baza mai multor criterii, fiecare dintre ele, fie legate de o anumită tehnică de extracție și anumite caracteristici care țin, deci, de latura tehnologică a procesului minier, fie, pe de altă parte, de calitățile arhitecturale sau urbanistice ale siturilor respective, de exemplu, structura urbană regulată, planificată sau alte aspecte de tipul acesta contează în evaluarea sitului în întregul său, în contextul propriu. Deci nu doar manifestările fizice construite, vizibile și ușor accesibile. Minele de metale neferoase de la Ramelsberg din Germania, de data aceasta, pe de o parte, reprezentative pentru o longevitate extraordinară de circa 10 secole. Veți vedea că și în acest aspect Roșia Montană e chiar mai longevivă, semnificativ. Dar și pentru forma urbană caracteristică. Situl de la Blenheim din țara Galilor, din Marea Britanie, reprezentativ pentru revoluția industrială și schimbările pe care le-a produs la nivelul peisajului și a structurii așezărilor urbane. Și vedeți că la unele dintre aceste situri apare și criteriul al cincilea, care se referă la amenințarea acestor valori de patrimoniu ca urmare a unor schimbări structurale importante. E cazul, deci, la Blenheim, unde închiderea mineritului carbonifer a presupus abandonarea localităților din zonă, o cădere economică gravă și care, într-un interval de 10 ani de acțiune pe baza unei planificări riguroase, a fost depășită această cădere și, în momentul de față, Blenheim este unul dintre siturile prospere care își datorează în parte prosperitatea și înscrierii în patrimoniu mondial. Deci contează și acest aspect al riscului pe care îl suportă un anumit sit
în fața unor transformări complete. Și minele de la Zollverein din Germania, care de data aceasta sunt foarte importante și prin caracteristicile lor arhitecturale pentru arhitectura școlii Bauhaus. Și încă un sit, și va mai urma încă unul, foarte important, acesta este un sit minier roman, Las Medulas, din Spania, foarte important în discuția referitoare la Roșia Montană, evident, prin analogiile pe care le permite. Las Medulas din Spania, mărturie unică a unei tehnologii miniere romane deosebită, și anume ruina Montium. O tehnologie care presupunea distrugerea munților, a rocii, sfărâmarea ei prin forța apei, care era adunată în niște acumulări speciale și dirijată pe niște canale în mod concentrat până distrugea roca. Deci, în felul acesta, reprezintă o tehnică, cum spuneam, de exploatare extraordinară, care a produs o desfigurare a peisajului natural, distrugerea stâncii. Și tocmai de aceea au fost probleme la introducerea în lista patrimoniului mondial a acestui sit Las Medulas pentru conotația sa destructivă. Dar sigur s-a luat în considerare faptul că este unica mărturie pe care o avem a acestei tehnologii de exploatare minieră romană și în același timp s-a luat în considerare și importanța minelor de aur de la Las Medulas pentru economia Imperiului Roman în perioada respectivă. Și minele de la Spien din Belgia, pe care le-ați văzut în imaginea anterioară de suprafață, fără niciun fel de manifestare, și imaginea subterană, practic niște caverne, fără particularități tehnice, tehnologice deosebite, dar extrem de importante, tocmai prin faptul că reprezintă prima mărturie a unei activități miniere în perioada preistorică. Astea au fost lucrurile referitoare la patrimoniul mondial în general și la varietatea, diversitatea acestei liste a patrimoniului mondial. Dacă acum este momentul primei sesiuni de întrebări, o să vă rog să adresați întrebările cu tot cu cel pe care îl doriți ca respondent și cu numele sau asociația pe care reprezentați. Pentru domnul Ștefan Năbălis și Mihaela Tudorache de la ADFES, ne-ați spus despre realizarea documentației. Să ne spuneți cât timp a luat și ce conține ea, nu știu, da. Și ce ați făcut pe azi, de cursul, sigur. Ce urmează după aceasta. Da, deci documentația pentru... Da, mă bucur că m-ați întrebat, pentru că am trecut în fugă peste aspectele organizatorice, să zic așa, cele care țin de procedura de înscriere în Patrimoniul Mondial și n-am detaliat ce vroiam la început. Deci pentru înscrierea în Patrimoniul Mondial a unui sit, trebuie parcurse două faze. Prima fază este înscrierea în lista indicativă, acel repertoriu orientativ pe care o țară îl alcătuiește și îl transmite către UNESCO, prin care își manifestă intențiile de a promova anumite proprietăți valoroase de pe teritoriul său în lista patrimoniului mondial. Deci este o fază care nu necesită o documentare laborioasă, ci una succintă care prezintă valoarea universală excepțională a sitului, care sunt atributele care îi conferă valoare universală excepțională, cuprinde considerente referitoare la integritatea și autenticitatea sitului. Astea sunt alte două condiții importante în evaluare, alături de valoarea universală excepțională, deci integritatea și autenticitatea. Și mai cuprinde această documentație inițială și o privire comparativă cu alte situri similare înscrise deja în patrimoniul mondial. Tocmai pentru a avea analogiile semnificative și a putea, cum spuneam, pune în context, atât la nivel mondial, dar evident și în context local, proprietatea respectivă. Această fază constă doar într-o decizie a statului respectiv de a înainta documentația pe care am menționat-o către UNESCO. Iar UNESCO ia act, nu evaluează, nu decide, ci doar ia act și înscrie în listele tentative pe care le gestionează această proprietate. E o declarație de intenție, deci. După minimum un an de la această etapă, statul respectiv poate să decidă depunerea documentației complete pentru evaluarea proprietății în vederea înscrierii în patrimoniul mondial, în lista patrimoniului mondial.
Deci trecerea din lista tentativă în lista patrimoniului mondial. Aceste acțiuni, înaintarea nominalizării pentru lista indicativă și înaintarea nominalizării pentru lista patrimoniului mondial, le poate întreprinde statul. În cazul nostru, prin legea monumentelor istorice, Ministerul Culturii reprezintă statul român în toate convențiile internaționale referitoare la patrimoniu. Deci Ministerul Culturii este organismul abilitat de lege pentru a face aceste, a îndeplini aceste proceduri. Drept pentru care noi am realizat documentația de care vorbim, am depus-o Ministerului Culturii, evident, oficial am depus-o. Când ați depus-o și dacă v-a dat un răspuns ceva? Răspuns direct nu am primit. Am depus-o prima oară în 2009 și a doua oară în 2010. Dar în 2010, după ce am redepus documentația, realizat, evident, pe formularul tip oferit de UNESCO, în limba franceză, ca toate documentele înaintate de România către UNESCO, deci pregătită doar pentru a fi semnată și înaintată. Deci, ca urmare a acestei redepuneri în 2010, a existat o declarație din partea Ministerului Culturii prin consiliera personală a ministrului, doamna Cilo Hegedus, care a afirmat că Ministerul va declanșa procedura de înscriere. Asta se întâmpla în februarie, cred, 2010. Nu, februarie. Mă scuzați, o să revin un pic la... În aprilie 2010 am depus din nou documentația și la scurt timp după a existat această declarație. După care, în următoarele ieșiri publice, când a fost întrebat de acest subiect, domnul ministru a oferit tot felul de răspunsuri mai puțin la obiect. Pot să detaliez eventual, dar nu cred că e cazul. Iar ca timp, noi suntem implicați, Asociația ARA, în situ de la Roșia Montană destul de mult timp și din 2007 întreprindem chiar proiecte concrete de cercetare, publicare și restaurare a patrimoniului de la Roșia, drept pentru care, sigur, a fost o acumulare progresivă a informațiilor și a documentației pe care doar am pregătit-o și am pus-o în forma necesară în 2009, când am înaintat-o către minister. Următoarea întrebare, nu? Din partea presei, nu? Poate și după discuția despre Roșia Montană, ca să nu... Da. Și vreau să ne întreb, domnul Tomescu, Nicolae Răgulescu, domnul Jardin Civica, dacă au existat după atitudinea noastră demnă și de salutat la Cluj, dacă au existat reacții într-un fel din partea celor de la Roșia Montană, domnul Tomescu. Indirecte și indirecte. Da. M-am întâlnit chiar imediat după concert cu purtătorul lor de cuvânt, era acolo, mă rog, m-a felicitat pentru ce am cântat și mi-a propus să aud și punctul lor de vedere oficial. Și mi se pare esențial ca în orice dialog, în orice chestiune, să cunoști și părerea celelalte părți. Așa că atunci când m-am întors la București, am avut o întâlnire de o oră cu o doamnă, nu știu, doamna Anastase, de la Roșia Montană. Cineva de la Roșia Montană World Corporation, care mi-a prezentat punctul lor de vedere. Și, sigur că am luat act de acest lucru și am continuat pe linia care mi se pare mie corectă și firească. Și dacă nu mă înșel, împreună cu domnul Stoic, care se asociază ca un film. Noi suntem de acolo. Cred că acum încheiem să continuăm. Nu sunteți singurii care încearcă înscrierea pe listă. În primul rând, probabil că ar trebui să ne spuneți cine a mai făcut-o, dacă ați colaborat și în ce fază vă aflați, pentru că sunt câteva etape. Noi am toți fost chemați la tentative de înscriere a listă, tentativă. Da, în primul rând sunt organizațiile pe care le-am menționat. ICOMOS, sigur, ca organ consultativ al UNESCO în evaluarea situilor, nu poate propune în mod direct înscrierea unui sit. În schimb,
a făcut solicitări repetate către statul român prin scrisori semnate de președintele ICOMOS, cel anterior Mihail Pețet, cel actual Gustavo Araoz, ambii au înaintat scrisori deschise, care sunt publice, către președintele României și către guvernul României, prin care au solicitat protejarea sitului de la Roșia Montană și înaintarea în procesul de evaluare în vederea înscrierii în patrimoniu mondial. Sigur, nu este o antepronunțare în niciun caz din partea ICOMOS, ci e doar o semnalare a importanței situlului și a necesității de a-l evalua în raport cu criteriile. Și apoi sunt toate aceste organizații care au cerut în declarații publice înscrierea în patrimoniu mondial, dar formularul de înscriere l-am făcut noi, nu știu să mai fie depus vreunul. Altfel, în declarații, sigur, au fost și alte organizații care au spus același lucru. Probabil Asociația Heritage vă referiți dumneavoastră, nu știu dacă poate Reper, nu știu. Cam astea cred că ar fi. Și în mod cert, și Alburnus Maior, și prin faptul că anul trecut Festivalul Filmfest a fost pus sub această idee generală a protejării patrimoniului și a promovării situlului în patrimoniu mondial. Deci sigur că da, vocile sunt numeroase. Noi am făcut și pasul următor și anume am formalizat, să spun așa, ideea aceasta și am redactat toate actele necesare care sunt și ele publice, există pe site-ul asociației noastre și cum spuneam, sunt depuse la minister. Apoi întrebați în ce fază ne aflăm, în aceeași fază ca și acum 2 ani și acum 3 ani. În sensul că după depunerea acestei documentații nu s-a mai întâmplat nimic. Într-o intervenție la televizor, la un moment dat, un director din Ministerul Culturii întreba de documentație, spun că n-a văzut-o, n-au găsit-o, nu știu. Cert e că nu i s-a dat curs. Ce era necesar era să fie înaintată către UNESCO și atunci exista această declarație de intenție din partea statului român. Deocamdată nu există decât din partea noastră. Dar, sigur, foarte important, în afară de organizațiile pe care le-am menționat, este Comisia Română pentru Relația cu UNESCO, care din nou a cerut același lucru. Și recent, anul acesta, Comisia Națională a Monumentelor Istorice a analizat solicitarea făcută de mai multe organizații trimisă către comisie și membrii comisiei acesteia au votat în unanimitate pentru înscrierea în patrimoniu mondial. Dar, din nou, nici Comisia Națională nu are rol de decizie, ci doar rol consultativ. Însă unul important. Deci exact organul abilitat de lege, organul consultativ abilitat de lege, pentru a sfătui Ministerul în probleme de patrimoniu. Și acest organ, Comisia Națională a Monumentelor Istorice, alcătuit din specialiști în domeniu, a votat în unanimitate pentru înscrierea Roșiei Montane în patrimoniu mondial, având și documentația depusă de noi la dispoziție. Rămâne deci doar ca ministrul să ia în considerare toate aceste solicitări, dacă va decide să o facă. Simțiți că se pierde energie prin fiecare dintre aceste organizații sau folosiți fiecare ce a făcut celălalt? Că... Nu, noi suntem în contact, cred, cu toții. Nu cred că există o disipare a energiei. Nu. Care e perioada pentru care ministerul ar trebui să vă dea un răspuns și ce etape urmează? Deci nu există o procedură prin care să se poată face în mod organizat, să zic așa, propuneri din exterior, din partea societății civile pentru lista patrimoniului mondial. Ceea ce am făcut noi a fost să depunem o solicitare ca oricare alta, ca orice solicitare pe care orice cetățean o poate face către autoritățile statului. Deci ca termen, probabil că cele 30 de zile în care autoritățile trebuie să răspundă oricărei solicitări ar fi fost termenul care s-ar fi aplicat. Dar, cum spuneam, deci nu e o procedură reglementată. Noi am pus la dispoziție tot ce e necesar pentru ca statul să acționeze. Dar mai mult nu avem... Anul acesta ați mai depus o solicitare? Nu, anul acesta nu. Aceea pe care ministrul o cunoaște, i-a fost adusă la cunoștință, s-a referit la ea în mod public, deci nu avea rost să o mai depunem.
Iar în relația cu UNESCO nu există un termen anume pentru depunerea înscrierilor în listele indicative. Se pot comunica oricând, pentru că e vorba doar de o comunicare, iar din partea UNESCO, cum am spus, nu există niciun fel de evaluare, doar ia act de această comunicare. Ea se poate produce oricând, în orice moment, Ministerul poate să înainteze către sediul UNESCO la Paris documentația și ea va fi înregistrată ca atare. Doar în faza a doua, de cea de evaluare a sitului pentru înscrierea în patrimoniu mondial, acolo, cum spuneam, e necesară o documentație mai amplă și există și niște termene foarte clare până la care trebuie depuse documentele pentru a putea intra în discuție în ediția următoare, în sesiunea următoare a Comitetului Patrimoniului Mondial. Dar e o problemă normală de procedură. Nu există dificultăți. Încă. Cred că putem continua.